Noi suntem dovada, așa că omul de azi ajunge în epoca preistorică. Priviți următoarea mască. Cine e în spatele astronautului? Astronautul e o celebritate. Un om faimos în România. O să vă ajut să-l vedeți mai bine. Mamă, mamă, mamă! Ghiciți vedeta, dacă puteți. N-aveai cum să ghicești așa ceva. Nu aveai cum să ghicești așa ceva. Pur și simplu, imposibil de ghicit. Dar n-aveai cum să ghicești, nu știu dacă... Dar n-aveai cum. Încet, suntem în imponderabilitate încă. Domnul Dan! Țin de mână o vedetă. Domnul Țin Dan. De mână o celebritate. Domnul Negru! Domnul Dan Negru! N-aveți Dane. Nicio șansă. Ascultă puțin. N-aveți noi, echipa noastră, în acest moment, știm foarte clar că habar n-avem cine-i sub mască. Boss. Ce să ghicești la un cosmonaut? N-aveai cum, practic, e imposibil să ghicești. Îți dădeai seama instant, numai din... Da, a fost super, da. E sigilată personal, n-avem de unde să ne dăm seama. Da, am stabilit deja. Dar cu siguranță cealaltă echipă nicio și special... Nicio șansă, Andrei, așa-i? Stai, mă, liniștit, dacă voi nu știți, nici noi nu știm. Exact, normal, exact, că n-aveți cine nu știți, voi nu știm nici noi, ha! Reveni dreptul, dar nu și nimic! Ha, așa că vrem cu cine normal, avem și sindicat! Eram pregătit să zic că ești tu! Mă duc înapoi, pentru că aici suntem pe pământ, unde oamenii încă se ceartă. Aici sunt hienele, oamenii încă se ceartă pe pământ, așa... Întoarceți-vă, domnule, doamnă, domnișoară, domnișorule, rămâneți așa, n-aveți nicio șansă. No. Bă, niciuna, nu e nici...